Doamnelor și domnilor, bună ziua! Am decis ca să să-mi mai expun și eu părerea în urma unor evenimente care au avut loc 11-12 februarie, ba chiar și săptămâna aceasta. Deci, după nesusținerea guvernului Gavrilița, Dodon împreună cu călăii săi au ieșit la un briefing de presă și au decis ca să o înainteze pe Durleșteanu la funcția de prim-ministru, motivând pe aceea că ei au o coaliție în Parlament. Acea coaliție de care vorbește Dodon, ea trebuie să fie aprobată documental și semnată ca să aibă o funcție, ca să fie documental juridic. Dodon, cu prostiile tale, tu ai împrostit de tot poporul. Nu știu cine te mai crede, nu știu cine te mai susține, nu știu. Apoi, pe 12, Bolea a venit în Parlament cu un proiect de lege, precum că deputații trebuie ca să-și depună jurământul, ca să fie fideli, credincioși, ca să apere interesele poporului. Bolea, un singur lucru Nu pot să-mi imaginez. Nu tu ai venit în Parlament cu proiectul de lege a limbii ruse ca să fie egală cu limba română, care e scrisă în Constituție, de fapt, și care o vorbește un popor. Fiindcă în orice țară are o limbă. Iar emigranții vorbesc limba poporului și țării în care ei vin. Iar tu pui limba trădătorilor, limba colonizatorilor, egală cu limba română care au vorbit-o strămoșii mei. Bolea, îmi pun întrebarea, cine a fost la Curtea Constituțională și a susținut acest proiect? Tu cu Nagacevski? Sau au fost acolo niște fantome? Prostiile voastre deja nu mai sunt valabile. Tu acum ai decis să vii în Parlament cu un alt proiect de lege, cu ca deputații să-și depună jurământul, să fie fideli. Bolea, dar oare nu voi ați trădat țara? Oare nu voi v-ați vândut colonizatorilor care mi-au colonizat și care mi-au împărțit acest pământ? Bolea, tu spuneai, venind cu acest proiect de lege ca deputații să-și depună jurământul, tu spuneai că când te aflai la competiții, tu apărai interesele Moldovei, apărai drapelul, imnul de stat al Moldovei. Păi, Bolea,
În imnul de stat al Moldovei scrie destul de clar că limba noastră e o comoară. E o comoară care nu poate fi comparată nici cu cele mai mari comori de pe glob. Nu poate fi comparată. Bă. Asta e limba care au vorbit-o strămoșii din strămoșii strămoșilor noștri. Iar tu ai trădat această țară împreună cu Nagacevski și cu alții. Dodon în perioada când se afla la funcția de șef a statului, se adresa către Maia Sandu și către Năstase că nu vă place? Ia că duceți-vă cu Plahotniuc, cu Șor, care au furat țara. Duceți-vă și vă culcați sub ei. Dodon, vreau eu să te întreb pe tine. Uite, din tot ceea ce se petrece, eu îmi fac impresia că tu te-ai culcat sub Plahotniuc, și sub Șor, și sub Cozac. Ți-a fost bine când te culci sub ei, a? Și ei sunt deasupra, iar tu de sub. Care și până în ziua de azi te culci sub ei. Ți-ai schimbat orientația, Dodon? Deja nu mai ești bărbat. Ar trebui să-ți mai faci și un machiaj pe față, să-ți mai pui și o parucă. Dodon, un singur lucru vreau să-ți spun, căci chiar și acel mai primitiv trib din Africa, el are un conducător și are o armată, care conducătorul nu-și trădează poporul și armata își apără poporul, iar tu ți-ai trădat poporul, ți-ai trădat țara, ți-ai trădat limba ta, ți-ai trădat neamul tău, care tu spui că ai un neam care tu ai rădăcini tocmai din secolul 15. Interesant. De la ce debiloizi tu te atragi? Care e structura ta genetică? Tu nu numai că limba română nu poți să o vorbești corect, dar tu nici gramatica limbii ruse nu o cunoști. Data viitoare am să vin cu o idee care am să i-o dau lui Bolea ca să vie în Parlament cu un proiect de lege pentru ca să avem a doua valută națională, a doua monedă națională. Și să știți că e o idee foarte bună. Iar acum îmi au rămas bun. Vă doresc la toți sănătate, să aveți grijă de voi și dacă aveți cap pe umere să chibzuiți și să gândiți tot ce se face și înainte de a face un pas să vă gândiți, merită să-l facem sau nu. Vă doresc o zi bună la toți!